Invit pe doamna Constanța Buzea să recite aici și să ne vorbească. Mult câte puțin. Masă de lacrimi, potirul cu pâine și vin, masă sfințită de sângele și de trupul, trupul se frânge, sângele se revarsă, stau în biserica lui ca într-o armură, eu, păcătoasa, care smerită mă închin. Stau înainte celui care pe toate le îndură, de la începutul lumii, mult câte puțin. Legănările. Legănări, Doamne, plantele în lăuntrul vântului, țărmul lângă valuri ce bat, sufletul în oul de var, ochii clipind tăcerea în lăuntrul vorbirii, norii între ei, materia sacrificiului și focul, nașterea în lăuntrul tenebrei, privirile lângă ascuns, pândind, aș numi frica, dar sfârșie apărată frica în lăuntrul fricii. Tripticul numărării. Mai am de jertfit, mai am de unde jertfi, mai am de unde pierde nadaos abundent, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, ci doar în durată cuvântul întrupându-se. Am semn că trupul textului este mereu un amestec prezent în prezent. Nimic nu trece ca să vină, ci stă în sine sosit, ca în trăime, în ipostaze, neîntâmplat întâmplându-se. Cu îndoită liniște caut, aștept ceea ce singură vine cartea, ca să-mi confrunt intuițiile de copil, efortul de a vizualiza ce citesc, căci ce citesc are mai mult din nevăzut decât din văzut. Între văzute le aproximez celorlalte locul și umbra neștiutelor între știute. Nu la fel stau lucrurile cu netrăitele. Niciodată după, nu printre, ci înaintea trăitelor, netrăitele sunt. Dumnezeiesc de vii, nu mă îndur să le ating, nu ajung să o fac. Înaintesc cu totul, ca o piramidă în expansiune lent intrând în cer, ca însuși sufletul meu în sufletul, spre a-mi recunoaște și aduna în el, la oaltă, secretele. De nenumărat, necontenind a se împuțina prin cele ce se adaugă, necontenind a se înmulți prin cele care se scad, a socotit Dumnezeu numărarea zădărnicie.